Salutare, numele sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Clash Royale. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să insistați să lăsați un like și astăzi, după cum știți și v-am promis, o să deschidem ultimul Legendary King's Chest de Arena 12, dar înainte să facem asta, o să facem la finalul episodului, pentru că mulți dintre voi se uită numai pentru asta și mi-ar face plăcere dacă v-ați uitat la toate episoadele. Apropo, lăsați în comentarii dacă sunteți unii dintre cei care se uită la absolut tot episodul. Mi se pare că, până la urmă, e un episod de 10 minute, mai mult de atât nu durează și dacă tot sunteți abonați la mine. Așa pe cea, dacă v-ați uitat la tot clipul, nu doar pentru ce cumpăr și ce fac, pentru că așa mă gândesc că o să zică unii youtuberi, frate, tu faci vizuri numai dacă cumperi lucruri, dacă te joci nu se uită nimeni. Deci vreau să văd dacă sunteți unii dintre cei care se uită numai la gameplay și prea mai puțin le pasă despre asta. Eu într-un fel le cumpăr ca să fac episodul mai interesant, ca să vă arăt și vouă ce poate să ne pice și nu știu ce, dar aș aprecia din nou dacă s-ar uita lumea. În fine, like la acest episod și o să ne jucăm câteva meciuri mai întâi aici și după o să deschidem acel Legendary King's Chest. Deci la finalul episodului. Până atunci, haideți să vedem cum să ne scurcăm aici. Suntem 3-0 momentan, dacă putem face 6-0 ar fi genial. O să luăm Goblin Barrel-ul ăsta. Nu pot să-i dau logo. Nu pot să-i dau logo. O să iau Wizard-ul. Ăsta. Ok, bun. Deci avem un deck destul de ciudat momentan. Nu știu ce cărți mi-a dat el mie. Ok, deci avem Graveyard. Graveyard, Goblin Barrel. Cred că pot trimite un Graveyard Naked chiar pe partea asta aici, să vedem ce poate să ne dea și ce poate să facă el în momentul de față. O să dau un log aici peste toate lucrurile astea. Are Zepiz, deci asta este interesant. Oh my god, Graveyard-ul ăsta, Lamborghini-ul nostru a prins acolo vreo 3 hituri, ceea ce e ca lumea. Am nevoie de Wizard-ul nostru să vedem ce poate să facă. Are deja două prințese pe teren, asta nu este bine deloc. Wizard-ul nostru a murit, trebuie neapărat să scăpăm de astea. Hunter, Hunter, fă-ți treaba! Hunter! Nu! Ok, prințesele mi-au cauzat o groază de probleme, te rog. Nu spune că doar ce-am făcut cea mai mare greșeală din viața mea și mi-am ratat toată viața. Zep. Lumberjack. O să Zepiz, ok. O să-mi păstrez data asta logul pentru pentru prințesa lui. Asta n-a fost cea mai strălucită idee de-a mea. Am turnul mort, ești nebun? Oprește-te, te rog. Nu vreau să mor. Ok, bun. Log. Și stăm destul de nașpa cu elixirul și la damage lead stăm nașpa rău de tot. Ăia sunt morți, nu înțeleg de ce i-ai pus acolo, mult mai bine pentru noi. Lumberjack aici. Ce mai pot să mai pună? Nici nu mai are Zepiz. De fapt, ba da, s-a întors la Zepiz și despre ce tot vorbesc. Asta nu-i bine, adică faza nasoală e că Zepiz îmi omoară instant Wizard-ul, adică este cam useless, nu prea are ce să facă. Golem! A scos golemul ăla de nicăieri, fraților, ok. Să vedem cum o să ne descurcăm acum. Ăștia o să dea turnul ăla în jos, easy money. Ok, asta este bine. Trebuie să mă apăr bine de tot acum de golemul ăsta, pentru că nu trebuie să... turnul ăsta putem spune că e deja mort. Nu prea mai are sens. Low key, cred că trebuia să-mi păstrez logo. Oh my god, e o nebunie! No! Ce se întâmplă? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Mamă, nu-mi vine să cred că m-am pierdut bătălia asta. A scos golemul ăla din nicăieri, s-a dus pe celălalt turn. Și, mamă, am jucat super prost la faza asta, dar din ce are ne-asta?
Challenger 1, ok, am jucat-o super prost. Cred că mai bine mă duceam cumva pe 3 coroane și ignoram golemul ăla. Chiar nu știu care era cea mai bună metodă ca să câștig meciul, dar a fost destul de nașpa. Pot spune că a fost super nașpa. O să iau Arrows, Ice Wizard. Și Guard, să vedem, nu știu. Ce place muzica asta, la început nu o să mă satu niciodată de-a. Ok, o să începem cu un Lava Hound direct, să vedem ce are pentru el. Sper că n-are Inferno. Ok, punem Wizard în spate. Dark Goblin. Aparent ce am dat noi. Deci a folosit 5, 8 elixiri. Eu am folosit 7. Într-un fel suntem bine, că i-am dat și damage. Bowler, bowler, bowler! No! Ăștia-s morți. Bowlerul nostru e mort, dar și el e mort acolo. Avem un giant! Ok, 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 fuck. Ice Wizard, repede. Încetinește-l. Degeaba ai dat logul ăla, nu o să se întâmple nimic. Din păcate pentru tine. Repede. Am nevoie de ăsta, giant, 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 giant. Ok, mergi mai încet, te rog. Mergi mai încet, de ce te bagi în el? Vrei să iei damage-ul ăla? Hai, giantul nostru ar trebui să facă treabă bună acolo. Un hit, două, trei hituri. Bă, e decent, o să fiu mulțumit cu chestia asta. Bowler în față aici, puteam totuși să mai aștept să intre și ăsta în raza turnului. Nu, trebuia să nu mă grăbesc în halul ăsta. Dar trebuie să fac un push bestial acum, un bowler giant ceva, ar fi genial. Spear Goblin pentru Zeppiz. Spear Goblin, am văzut că e o apărare foarte bună către Zeppiz, ceea ce e ca lumea. Și tot el ne-a dat mai mult damage decât i-am dat noi lui, dar asta este ok. Probabil nu o să mai folosesc Lava Hound-ul prea curând, pentru că nu-l văd foarte folositor, pentru că avem Giant și Bowler, putem face un push foarte puternic. Giant. Giant aici. Dacă pune un Wizard o să fie puțin nașpa, pentru că trupele aici sunt puțin stacate împreună. Bowler în spate și avem un push foarte, foarte bun. Nu știu cum o să mai oprească chestia asta. Turnul ăla e deja mort. Easy pentru noi. Hunter punem aici în spate pentru mai multe, multe lucruri. Electro ăla a murit instant. What the fuck? Ice Wizard aici. Așa. Pun toate cărțile posibile pe care le am. Giant. Degeaba ai dat ăla acolo, nu prea o să se întâmple nimic. Bowlerul nostru încă este în viață, din fericire. Mai punem un alt bowler și s-ar putea să-i dăm 3 coroane dacă o jucăm bine până la capăt, dar nu cred că o se lase. Boss, de ce nu te lași? Deja ai pierdut meciul. Aș putea să-ți dau 3 coroane, dar nu mă lași. Și asta o să fie. Din păcate nu o să-i dăm 3 coroane, dar tot o să reușim să câștigăm, ceea ce este perfect pentru noi. Boss, îmi pare rău, nu prea mai ai nimic de făcut. Royal GG-ul tău nu o să facă nimic. Cred că a avut de ales dintre Royal Giant sau Giant normal. Și mie mi-a dat Giant-ul. Mulțumesc pentru combinația bună. Și ăsta a fost match. Să vedem câte trofee avea Shao. Cam puține, presupun, da. Pentru că juca destul de... Nu vreau să spun prost, dar mai pe la început, știi? Parcă e o mică diferență acolo în care joci. De la Arena 10 către 11, 12 și... e o mică diferență acolo prin care poți să-ți dai seama. E numai vorba de tehnică aici. O să iau logul Zeppiz. De data aceasta o să iau Zeppiz și o să-i dau lui Hunter-ul. O să iau Fire Spirite. Ice Wizard. Și astea sunt cărțile noastre. Haideți să vedem cum o să o ducem acum meciul acesta. Sperăm să câștigăm totuși, să avem... Deja am pierdut un meci din păcate. Foarte nașpa acolo, dar cum e să câștigi challenge-ul ăsta din prima e aproape imposibil. Pentru mine cel puțin. Nu e imposibil deloc, de fapt. Toată lumea îl câștigă. Poți să-l câștigi și din zero. Era interesant să pănesc chiar și un push cu Lava. Oh, fuck! Golem? What the fuck? Ok, bun. Iar golem. Golemul e nașpa rău. Golemul chiar e nașpa. Nu cred că are elixir. Ar putea să spună Spear Goblinii,
pe partea asta unde am pus prințul. Și văd că asta a făcut, dar nu știu dacă o să fie îndeajuns pentru a-mi opri prințul. A, dar n-am mai prins boost-ul ăla. Era genial să fi prins boost-ul, ok. Barbarieni aici pentru golemul lui. Te rog, mori golem înainte să bubui. Ok, bun. Nu m-a bubuit în turn, ceea ce e perfect. Ar trebui să pun niște zepis aici pentru apărare. Și ne-am apărat foarte bine și am dat damage pe ambele turnuri, ceea ce este foarte bine pentru noi. Faza nasoală e că avem doi hunteri aici care ne cam strică nouă distracția. Dar asta a fost, i-am oprit. Boss, oprește-te! Două hituri de prințesă o să luăm noi acum. Și ne conduce la damage lead, chiar ne conduce. Dar acum să vedem ce putem face, dacă putem recupera într-un fel sau altul. Adică avem ambele turnuri ale lui destul de low, ceea ce este bine. Dar până la urmă trebuie să-i scoatem noi primul turnul. Că el o să facă asta înaintea noastră și nu o să fie bine deloc. Prinț chiar acum. Știu că are Spear Goblin în mână, cel mai probabil, pentru că nu i-a folosit. Nu, are, aparent bandita, te rog, prinț, prinț, prinț. Pe turn, boss, ok. Ok, yes, ok, deci a prins pe turn, e perfect, deja mă simt perfect. Man, de ce te-ai oprit? De ce te-ai oprit? Trebuia să dai în continuare pe turn, bossule, adică de ce te... punem ăștia aici. Log peste tot ce e acolo. Ne trebuie un Ice Wizard și a scos și prințesa, Witch-ul de nicăieri, Zepis pe partea asta, golemul a fost oprit. Aș putea pune un Lava Hound numai de distragere. Am putea face acest lucru minunat. Fire Spirite. O să intre toate în bandita aia. Ok, turnul ăla e mort. Prins pe partea asta și cred că avem meciul câștigat, boss, lasă-te. Doar lasă-te, frate. Deci deja ai pierdut meciul, nu înțeleg de ce mai joci. E pierdut. Ok, avem o mică problemă. Avem niște defecțiuni. Ice Wizard aici. Trebuie să trimitem repede un Lava Hound, trebuie să facem ceva rapid în momentul acesta. Prințul ăla l-am pus foarte nașpa pentru că nu o să facă mai nimic. Barbarien repede pentru golemul acesta, ăla o să se spargă în două. Repede loc peste tot ce e aici. Avem 2 minute jumate, trebuie să ne apărăm bine. Și să-i dăm mult mai mult damage decât o să ne dea el nouă, pentru că altfel o să fie nașpa. Prințesele alea sunt nașpa rău. Prințesa asta ce face aici? Singurică, muschetar aici repede. Oh my god, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. Nu îmi spune că am pierdut meciul acesta numai din neatenția mea. Nu, 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 what the fuck? Sunt oficial cel mai noob player pe care l-ați văzut. Nu îmi vine să cred ce dracu am făcut. Puteam să mă apăr, să fie... bine pentru mine, ok, înțeleg. Comentariile când joc super bine și mulți mă faceți nubi, ălea nu le înțeleg. Dar în momentul acesta când am jucat al dracu de prost, o să accept fiecare comentariu de hate. Nu îmi pas, mamă, 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 cât de prost am jucat aici. Vreau să șterg episodul ăsta, dar în fine, probabil am ajuns la momentul episodului pentru care a așteptat toată lumea. Hai să deschidem acest legendar King's Chest, să vedem ce poate să ne pice. Legendar garantată, dar să vedem ce legendar o să ne pice. Let's go. Aș vrea un Mega Knight. Să-l facem la level 3. Ar fi foarte frumos. Hai! Să deschidem acest chest minunat! 4200 gold. Nice. O să iau Hog-ul. O să iau Prințul. Cannon Cartul o să-l folosesc în viața mea cel mai probabil. Minion Horde. O să iau Minion Horde-ul. O să iau Fireball-ul. Bomb Tower-ul e oribil. Yes! O să apucăm epica nouă. Nici nu mai trebuie să mai termin challenge-ul ăsta. Deja am terminat. Deja am făcut rost de Hunter, noua epică, și hai să vedem dacă o să ne dea legendară. Boom. Normal că o să ne dea legendară, pentru că e legendară garantată, fraților. Goblin Barrel pentru level 6 Goblin Barrel. Și să vedem ce legendare o să ne pice. Let's go. Noroc.
Nightwitch și bandită, ok, l-am la același level, după cum puteți vedea, dar o să iau Nightwitch-ul, mi se pare mult mai bun decât bandita, părerea mea, părere proprie, deci ăsta a fost episodul, fraților, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like și eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare, pa, pa!